Astăzi vreau să vă arăt câteva ținute pentru Crăciun, făcute cu vintage și second hand de pe newretro.ro. Am pregătite vreo 5-6 ținute, dar nu știu cât voi apuca să vă arăt pentru că este foarte întunecat afară, lumina este foarte slabă și cred că o să se însereze în curând, dar mă grăbesc. Începem cu cea pe care o port eu acum, pentru o zi de Crăciun în familie, acasă, cu prietenii foarte apropiați, cu familia, în care nu trebuie să ai paiete pe tine, nu trebuie să fii protocolară, trebuie să fii așa relaxată. Avem o cămașă verde închis din bumbac, second hand, în nuanța cea mai apropiată cu cea a bradului din living. Avem o eșarfă roșie vintage, care și ea este pe newretro.ro și dacă vrei în picioare poți să spui niște încălțări mai prețioase, să zic așa, nu prețioase, mai elegante. Eu, de exemplu, am încercat această pereche de cizme maro, care merg cu verdele cămăși și chiar și cu roșul de pe șarfă. Asta ar fi o variantă, varianta cea mai simplă. Ba da, mai am încă două mai casual așa și am vreo una, două, trei elegante, cu sclipici, cu multe paiete, cu mătase. Mă grăbesc, mă duc repede să mă schimb și continuăm. Din nou roșu, din nou verde, dar de data aceasta cu o fustă albă, tricotată, foarte frumoasă, care va fi pe newretro.ro, este vintage, la fel ca și geanta cu care am combinat-o. Cizmele au rămas aceleași, dar vreau să vă arăt puțin, da, mai aveam un pic și îmi puneam bereta asta pe toată fața ca să se vadă cât mai bine, pentru că dacă o lăsam cum era ea în mod normal, se vedea foarte puțin roșu și vreau ca astăzi să mergem pe roșu și verde, pentru că astea sunt culorile Crăciunului. Vreau să vă arăt fusta în partea de jos, să vedeți ce detalii superbe are. Uite ce flori! Ea este puțin sexy, e un pic transparentă, deși e tricotată, dar eu cred că tot poți merge în vizită la socrii îmbrăcat așa, de ce nu? Socrului o să-i placă sigur! Asta e o ținută de gospodină care a gătit o săptămână întreagă și așteaptă muțafirile aia la masă, să fie masa plină, casa plină și cu bunătăți și cu oameni și cu lume multă și cu copii și cu cadouri și cu de toate. Asta este o fustă vintage cu floricele care va fi pe newretro.ro, este foarte largă de mine, dar după cum vedeți poate fi ajustată în funcție de mărime. Eu am strâns cordonul foarte bine aici în talie. Nu știu cum se vede la spate. Asta este o cămașă second hand roșie, un roșu mult mai aprins și mai frumos decât ce se vede, Tommy Hilfiger, și aceleași cizme. Și acum începe petrecerea pentru că venim cu hainele elegante. Pentru cine vrea să petreacă în perioada Crăciunului, am pentru voi această propunere. Este vorba despre fusta din paiete, roșu închis, second hand, care se află în momentul ăsta pe newretro.ro și care mi-e foarte mare, așa că am făcut ceva ce trebuia ca să nu cadă de pe mine. Îmi cer scuze, mi-am prins aici cu un clește pentru că altfel nu stătea. Și am vrut totuși să vă arăt cum e pe un om fusta asta. Am combinat-o cu un top vintage asiatic. Foarte curând va fi și el pe newretro.ro, foarte frumos, cu detalii superbe. Mai avem la fel o gentuță minusculă, va fi și ea foarte curând pe newretro.ro. Ne putem adăuga. V-am spus, puteam să pun sandale, puteam să pun, dar prefer, pentru că e iarnă, să purtăm totuși încălțăminte de iarnă. Am preferat să combin ținuta cu ghetele mele. Adăugăm haina mea de blană ca idee. Nu vă uitați la creștele din spate, nu există. Și putem pleca așa, în frig. Pa! Am vrut neapărat să includ în acest video și o rochie roșie, eventual îmbrăcată așa poți fi soția lui Moș Crăciun. Avem două bucăți de material cu care te poți învârti la petrecerea de Crăciun, iar fetițele tale sau fetițele din familie vor fi foarte încântate de rochia ta și vor vrea și ele așa ceva. Este foarte comodă, foarte ușoară. Eu i-am adăugat niște pantofi negri cu tocul destul de înalt pentru că sunt mică de înălțime și n-aș fi putut o purta altfel, am doar 1,60. Vin cu o
geantă din piele, un plic foarte frumos și de calitate, care va fi și el pe newretro.ro. Rochea este deja acolo. Are detalii aurii metalice și m-am gândit să mai adaug, dacă mi-e frig, un bolero dintr-o mătase atât de fină, tot vintage și el, este de mult pe newretro.ro, dar probabil n-a fost remarcat. Și așa am ajuns la petrecere. Mă scuzați, acum mă duc să pregătesc darurile pentru copii împreună cu moșul. Bye! A, și nu uitați, imediat cum mai arăt o ținută cu pantaloni și am terminat. Câți clipici! Tot bradul e pe mine. Am zis că nu pun încălțări gen sandale pentru iarnă, dar imaginați-vă că sunt niște cizme argintii, pentru că nu am așa ceva încă. L-am pus doar ca să ne facem o idee împreună despre ce bine ar arăta cu ceva argintiu în partea de jos. Adică să nu continue cu monotonul negru al pantalonului. Am adăugat o gentuță vintage din lac, care este de mult pe newretro.ro. Este și superbitatea asta acolo, nu e foarte mare. Uitați-vă ce umeri are. Le găsiți împreună. Cam așa. Dacă ești mai serioasă sau mergi la o petrecere mai serioasă, te poți îmbrăca așa. Și bineînțeles cu o haină peste. Pa! Asta a fost tot.